Clubul FC Argeș a solicitat prelungirea colaborării cu Primăria Pitești printr-un act adițional la contractul existent. Această prelungire ar asigura echipei FC Argeș stadionul pentru desfășurarea meciurilor în încercarea de a promova în Liga 1. Deși cam supărat pe FC Argeș, primarul Piteștiului spune că va susține cererea clubului. Sigur că eu voi merge în Consiliul Local, Consiliul Local este cel care va hotărâ dacă răspunsul este pozitiv sau este negativ. Sigur, voi veni cu susținere, chit că, dar cel care hotărăște va fi în Consiliul Local. Clubul FC Argeș vrea să-și dovedească bunele intenții prin achitarea datoriei pe care o are față de Primăria Pitești. Din câte am înțeles, au mers la bancă astăzi să plătească, n-au putut să plătească fiindcă conturile sunt blocate, și înțeleg că vor să plătească cash, câte 50 de milioane pe zi la casieria serviciului de patrimoniu, exploatarea patrimoniului. Însă mie nu mi se pare cavalerește ca în momentul când vii să soliciți prelungire și probabil o fi gândit, domnule, nu ne dau și o prelungire fiindcă n-am plătit, probabil că așa o fi gândit, hai să plătim. Un răspuns la solicitarea înaintată va primi clubul FC Argeș joi după amiază, după pronunțarea consilierilor locali.